Regulile pentru începerea școlii au fost în sfârșit anunțate. Copiii care vor merge fizic la cursuri vor purta în permanență mască de protecție, mai puțin cei de la grădiniță. Elevii trebuie să respecte o distanță de un metru față de colegi și li se vor face teste rapide dacă au simptome, însă numai cu acordul părinților. Să recapitulăm regulile. 1. Purtăm mască pe tot parcursul orelor. 2. Distanță de un metru față de mine și colegii de clasă. Iar 3. Nu mâncăm împreună. Simplu! Putem merge la școală! Copiii vor avea culoare speciale pe holuri, dezinfectant la fiecare pas, iar pauzele vor fi decalate pentru a nu se crea îmbulzeală. Inclusiv la educație fizică vor purta măști. 9. Clasei noastre i-a venit o idee. Să repersonalizăm măștile, iar așa o să fie vesele. Triajul elevilor la intrarea în școli va fi unul observațional, adică un profesor desemnat sau un asistent va vedea din ochi care este starea elevilor. Dacă la triajul epidemiologic de la intrarea în unitatea de învățământori în timpul orelor un elev prezintă simptome, el va fi dus de urgență în cabinetul medical școlar. Acolo va fi sunat părintele. Acesta își va da acordul asupra testării rapide a copilului. Această testare se va face doar dacă există asistenți medicali și medici școlari, iar părintele poate să-și dea acordul pe WhatsApp, pe mail sau telefonic. Știm însă că există mii de clădiri școlare care nu au personal pregătit. În acele cazuri va fi anunțat DSP-ul. E exact aceeași procedură și la adulți și la copii? Da, aceeași procedură. Copii este un pic mai dificil de lucrat. În cazul în care elevul nu merge la școală pentru că prezintă simptome, nu va avea absențe în catalog, iar adeverințele medicale care atestă faptul că elevii, aparținătorii lor sau cadrele didactice au anumite vulnerabilități pot fi trimise la școală în format electronic. Copiii vor sta câte doi în bancă și vor păstra o distanță de un metru între ei, atât în clase cât și pe holuri. Doi în bancă este un sistem nu numai în România, acest mod de așezare. Este un sistem care a funcționat în statele care n-au închis școlile. Este un sistem care atunci când s-a purtat masca și s-au respectat celelalte reguli, nu a generat niciun de o creștere a ratei de infectare. Dacă într-o grădiniță sau într-o clasă va fi depistat un singur caz pozitiv, întreaga grupă sau clasă va sta în izolare 14 zile. Dacă într-o clasă de gimnaziu ori liceu vor fi doi elevi pozitivi, automat clasa respectivă trece la cursuri online pentru 2 săptămâni. În cazul profesorilor, conform ordinului, la un caz pozitiv se va face o anchetă epidemiologică și, în funcție de contactii direcți și de răspândirea virusului, DSP va decide intrarea școlii în carantină. Astăzi, ministrul educației le-a prezentat regulile celor 42 de inspectori din țară, care aveau și alte nelămuriri. Din cauza pandemiei, foarte multe firme de transport nu reușesc să ducă cadrele didactice la școli. Și-au amânat cursele. Vor restabili acele trasee. Sunt multe situații în țară care nu au fost semnalate. De luni se vor deschide inclusiv internatele și cantinele școlare, iar părinții vor afla în ce scenariu este grădinița ori școala copilului de la unitățile de învățământ ori de pe site-urile inspectoratelor școlare. Va fi greu, cu mască, cu distanțare, dar totul va fi bine! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.